planul era simplu. Era, uite și tu, curcan crescut în gospodărie proprie, 25 de kilograme, 220.000 de vizualizări acum 3 săptămâni. Cu corectare, n-avem nevoie de corectare, avem nevoie de un share pe Facebook, avem nevoie de un like, de un comentariu, de... Într-unul din comentarii, nu mai știu exact la care vlog, dar o să pun aici jos. În... Am avut un prieten care la fel făcea, intra tot timpul pe vlogurile mele și să mă corecteze, știi? Ești proastă, făcută grămadă. Lasă-mă, dracu, dacă nici asta nu e niciun... Hai să mă cântăresc după o săptămână, să vedem ce ies. 87. Planul era simplu. Era simplu. Numai că s-a trezit bubița la 3 dimineața, nu? Și de atunci suntem trezi. E treji, e... 8:30 acum. Ne-am făcut ovăzul, băgat la spălat vasele care le aveam după la muncă, prin genți. Te facem puțin curat în cameră și să mergem la cumpărături, bem o cafea și mă duc la sală după. Și pe aia nu știu ce mai facem. Ne-ai oprit? Da, deci planul era că m-am chinuit să fac curat în mașină. Ieri am făcut full valetul despre care vorbeam. Și n-avem cum să... N-avem cum să facem, că e plouă afară, e urât. Nu e foarte frig, dar plouă și... Să facem. E urât. E urât. Așa că mergem la McDonald's. Am zis că vrem să ne îmbogățim și nu mai mergem la McDonald's, dar vrem și noi sâmbătă, chiar dacă ne-am trezit tot așa de vreme, să facem diferența dintre weekend și curs săptămâni. Adică merg mai târziu la sală azi, trebuie să recuperez săptămâna, pentru că eu, în mod normal, trebuia să merg de luni până vineri și sâmbătă și duminică trebuia să stau acasă. Dar s-a întâmplat altfel. M-am dat peste cap un pic cu daily vlog-ul ăsta și o să merg astăzi și mâine la sală. Dar înainte trebuie să obosim bubița, că mergem la cumpărături și îl băgăm la somn și după aia la sală și mai vedem ce mai facem. Într-unul din comentarii, nu mai știu exact la care vlog, dar o să pun aici jos, o să pun un comentariu. Care cineva a vrut să mi-atrag atenția într-o manieră bună, nu zic că a fost ceva rău intenționat. Că am făcut eu poză la cântar și, vezi, dom'le, n-aveam pedicura făcută, știi? Și de acolo a plecat o conversație, da, a plecat o discuție care nu și avea rostul, după părerea mea, știi? Adică eu am încercat să explic că am avut degetele la picioare, ambele degete mari, le-am avut operate și că nu prea mai am ce să fac pedicură, că sunt distruse, știi, adică n-ai nu ce. Prea le mai tai din carne, așa, adică să tai unghia de. Da, o fi fost o unghie, nu contează, ideea e că cineva și-a dat seama, altcineva și-a dat seama câtă muncă este să te trezești, să filmezi, să pui 4 ore de editare, să... Asta pe mine mă deranjează, nu ca scris, că să mai s-a găsit încă unul care să-mi zică că n-am, nu știu ce, să mă corecteze el gramatical, pe care, nu știu ce, căcaturi de-astea de 2 bani, știi? Pe care încă o dată spun, înțeleg că ei vor să se implice acolo să corecteze. Bă, nu am nevoie. Trebuie să înțelegeți în primul rând că sunt obosit. Este foarte greu ceea ce fac. Nu pot să fiu atent la toate detaliile. Tocmai dacă nici după daily vlog-urile astea în care vedeți cât de greu este, cât de ocupați suntem, tot nu înțelegeți, înseamnă că pe unii n-ai ce să... Știi, atâta e limita lor. Nu vă supărați pe mine, dar asta este realitatea, frate. Omul câteodată se uită la lucrurile foarte mici, nu se uită la big picture. Trebuie să te abții, pentru că dacă mergi în casa cuiva, dau un exemplu, și ție poate nu-ți place culoarea după pereți, bă, nu te apuci să spui. Și dacă încearcă să mă ajute, ideea e că sunt unele lucruri pe care nu trebuie să le faci, frate. Uite, am avut un prieten care, nu știu dacă se aude bine,
Am avut un prieten care la fel făcea. Intra tot timpul pe pe vlogurile mele și să mă corecteze, știi? Tot timpul să unde aveam lipsă o virgulă, tot în aceeași chestie, din cauza la oboseală, știi? Na, nu poți să fii tot timpul atent la tot. Că n-am oameni ca să-i plătesc, știi, să facă mie editare sau să mă corectez sau să nici măcar n-am timp eu să verific. El nu făcea altceva decât să-mi corecteze mie, bă, că n-ai pus virgulă, că n-ai scris titlul, bă, zic, lasă-mă, frate, că nu te plătesc să-mi faci mie treaba asta. După aia s-a supărat. Vreau să te ajut. Cu ce să mă ajut tu pe mine? Când faci tu, pui un comentariu acolo, îmi pui o corectare. N-avem nevoie de corectare, avem nevoie de un share pe Facebook, avem nevoie de un like, de un comentariu, de ceva, să adică... Despre asta nu e. O susținere, nu de o critică. O susținere. Criticile, înțeleg critică constructivă, dar o faci și tu mai subtil. Bun, sunt agramat. Nu contează. Tu te uiți la contentul meu pentru ceea ce îți prezint. Ești interesat de ceva, că nu se uită nimeni degeaba. Se uită pentru că e interesat de Anglia, să vadă, nu știu, ceva e interesant. Trebuie să... De-aia am făcut și daily vlog-ul ăsta, ca lumea să mă cunoască mai bine și să înțeleagă mai bine ce înseamnă daily vlog. Daily vlog înseamnă de dimineață până seara filmezi. Înseamnă să te oprești când gătești să filmezi. Elenu, vino repede să mă ajut să filmez. Am ratat să mă merg la sală, care este prioritatea mea principală. Sunt atâtea lucruri pe care eu le-am, cum să spun, neglijat. Și vine unul și vede o pedicură nefăcută. Ok, ai văzut-o, ai vrut să-mi atragi atenția, nu știu. Te-am spus, ți-am răspuns în mesaj că nu a fost chiar frumos, știi, să faci treaba asta, că toată lumea a văzut, nu ești singurul care a văzut. Dar restul a avut bun simț să nu facă, știi? Trebuie să ai niște limite, frate, trebuie să ai o educație, oricine trebuie să știe, bă, trebuie să mă opresc aici, adică nu poți să, știi? Sunt și lucruri pe care nu poți să le spui în viața asta, știi? Sunt anumite lucruri, trebuie să ai un pic de, știi, de obraz. Obraz. La fel ca și ăla care ți-am zis, mi-a scris, m-a corectat acolo, pe care? Păi nu vrei acum să mă apuc eu să fac tot daily vlog-ul pentru că am greșit acolo, nu? Pentru că eu filmez dimineață, după amiază, seara. Dacă nu e după amiază, undeva după amiază, eu am greșit. Eu nu mai pot seara să refac filmarea, păi după aia nu mai e daily vlog, nu mai are consistență, nu? Constantin Ivan după YouTube. Să vezi că îmi dă. Ai văzut? M-are cunoscut. Uite, a schis și Maria. Dacă faci YouTube, te știe, dacă nu. Hai să vedem dacă chiar nu e nimic acolo la parter. Nu cred că e. Ce zice acolo, că nu e? Trebuie să urcăm. Eu cred că ne minte ăștia. Eu cred că nu. La 1, nu? Da. La 1, nu la 1. De la Lidl. Iubiță doarme. Spore. Mhm.
lungat. Să iei pâine neapărat. Tot nu are cafea. Tot nu are cafea. Tot nu are cafea? Poate. Hi, what can I get for you? Hi, can I have 3 cheeseburgers? Yeah. 3 chicken mayo? Yeah. One large fries? Large coke? Yeah. Yeah. And do you have coffee? Do we have what, sorry? Coffee. No, we don't have any of the coffee on at the minute, I'm afraid. Let's get this large Coca-Cola instead of large fries. And one large fries, please. What was that, sorry? Fries. Potatoes. Sorry, I'm really struggling to catch that. Large fries. Large fries. Large fries, yeah, I got you. Anything else? No, that's it, thank you. Alright, if you want to make your Instagram anytime. Ești proastă făcută grămadă. Lasă-mă dracu, dacă nici asta nu e, nici eu nu... Large fries. Nu știu, bă, poate nu a auzit bine, dar nu știu cred. Nu știu care e treaba cu englezii, ei nu, bă, nu-și dau silința. Large fries, auzi large Coca-Cola? Da, nu știu. De la fries la coke, ca așa se spune în engleză. Coke, large coke, așa aud, am auzit eu pe englez care comandă. Da. Și la cartofi, așa, ei nu spun potatoes, ei nu spun chips, ei spun fries. Știi? Da. De asta zic, bă, e beleacul englezii. Deci orice străin, garantez chestia asta, orice străin, african, albanez, orice nație, vorbești cu ei engleză, înțeleg. Cu englezii nu înțeleg engleză și nu înțeleg ei de la noi. Da. Noi de bine de rău înțelegem pe ei, ne-am obișnuit, știi, da. Și nu înțeleg. 8,96 lire. Asta din cauza că am trecut să luăm dacă are cafea. Da, dar bine, n-am mâncat decât de dimineață și deja e câte ceasul, e 1 ceasul. Da, trebuia mâncat ceva. Card. Thank you. Ce să zic? Hi. Yes. We're cooking on your mayos. If you mind parking it, we'll bring it out here. Okay, I'll park out there. Yeah. Alright, thank you. Asta cum a înțeles, mă? Bă, asta, păi, dar normal că știe mașina. Bă, asta cum a înțeles, mă? Știi? Că dacă mă uit din nou la filmare, cred că am zis Tires. Știi? Nu, mă, unii sunt prea proști, mă, nu știu. Bă, nu înțelegi că știi că e vorba de străini. Mai să știi că, nu știu cum să spun, dar chestia asta am pățit-o și eu în Japonia. La început, bă, știi de ce? Pentru că vorbeam japoneză și nu mă înțelegeau. Deci nu percepeau că eu vorbesc japoneză. Bă, ei intră în panică când stau de vorbă cu un străin, înțelegi? Și au impresia că tu nu știi sau le e frică că tu nu o să înțelegi ceea ce vorbesc ei cu tine și intră în panică. Eu înțeleg lucrurile astea. Dar trebuie să-ți dai silința. Asta le-am spus și eu la ăștia la muncă și am început să ne înțelegem acum în ultimul timp. Am încercat să le explic că... Bă, eu fiind străin, eu nu m-am născut în țara asta, eu nu am accentul tău, eu nu am astea, știi? Trebuie să-ți dai un pic silința, să realizezi că ăla e străin. Nu e vina voastră, că noi venim până la urmă în țara voastră. Dar dacă vrei să mă înțelegi, să te înțelegi cu mine, dacă nu spun da, yes, și nou, că atâta știu. Bă, dar uite, tu de exemplu, nu știu dacă știi toată japoneză sau când te-ai pus să citești în japoneză. Ai văzut că sunt unele cuvinte care le legi între ele. Da, și unele nu știi primul, al treilea și ultimul. Și în fraza aia, bă, dacă ai știu treia, deduci că te duce capul și deduci. Nu, ei dacă îi scoți din ale lor, deci pe ei dacă îi scoți din ale lor, ei da peste cap. Nu sunt în stare să gândească. E că asta mi-aduce mie, asta. Da. Chicken mayo and cheeseburger and one large fries, yeah? Thank you. Thank you.
Și mai e o chestie, e vorba și de experiență în țara asta, că dacă ai, de exemplu, un an, doi, tot ce am vorbit eu acum, nervii ăștia care am avut eu așa, gata, asta e țara, bă, nu e doar asta, asta este una dintre părțile negative, că sunt unii care n-au, cum să spun, interacțiune prea mare cu străinii și când se lovează străinii, mamă, intră în panică, se uită la tine și nu știe. Păi dacă vorbești cu un indian sau cu un irlandez la telefon sau cu un negru, bă, ai de capul meu. Când am rămas cu mașina în drum, că am făcut vlog atunci, nu înțelege nimic, ca frate. Și cu indienii la fel. E, deci, Irlanda, India și astea, și britanicii, au o engleză foarte diferită de față de ce suntem noi învățați. Cu engleza americană. Engleza americană, da. E foarte nașpa. Uite și tu, curcan crescut în gospodărie proprie, 25 de kilograme, 220.000 de vizualizări acum 3 săptămâni. Și la mine ăsta de acum un an de zi, dintr-un an de zile, deci a renunțat să-mi iau casă în Anglia, 11.000 de avea. Canal de 196.000 de vizualizări, Anda Adam și nu știu ce. Cum dreptul să faci tu ceva cu românii? Cum să faci tu vizualizări, cu editări, cu tot ce vrei tu. A, lumea se uită la un purcan crescut în gospodărie. Lasă-mă, uite, e bun la cap. Gata.